Ia să vedem dacă totul e bine. Și sper să meargă chat-ul ăsta. Ma, sper să fie ok. Mă zic că bănuiesc că n-are rost să pun că oricum o să fie din joc. Am o mică chestie să fac eu. Așa și că sunt. Se vede prea tare, am dat un pic mai încet. Hai că nu mai am chat-ul. Așa. Sper să se audă ok. Salut, nu mai am niciun game mode de genul ăsta. De fapt, nu mai am niciun game mode de SAMP în calculator. Pare rău. Nu mai am niciun game mode de SAMP, nu mai joc SAMP de cel puțin un an. Sau hai să zicem un an. Și nici nu o să mă mai apuc de SAMP, pentru că nu se mai merită. Nici să deschid server, mai ales cu scripting-ul, îți pierzi timpul, e efectiv inutil și... Na. De jucat, nu prea mai are rost să joci. Sunt atâtea alte jocuri și acum, na, nu o să-ți dau exemplu GTA. Cu toate că, na, în mare parte, lumea mai nouă se joacă 5M. După părerea mea, din nou, e o prostie. Dar... na, nu știu, poți să joci shootere, nu știu, Counter, Call of Duty... Apex, Legends, nu știu, sunt atât de shootere. Sau, mă rog, na, dacă îmi plac shooterele, caut alt open world. SAMP-ul nu se mai merită, după cum cred că bine știi, comunitatea oricum scade, deja jocul e învechit, nu prea mai sunt lucruri wow, să zici că, mama frate, revoluționează jocul, nu mai există. Hai să vedem ce putem să facem. Băi, m-aș duce, sincer, să fac niște curse. Hai să dau numai puțin mai încet. Asta, așa. Și așa. Sper să mă aud ok. Pe lângă joc, hai să punem și ceva muzică să fie aici. Ok. No, bun, hai să vedem. Doncuri, a, uite-l pe... Da, hai că o să ajutăm atunci un băiat. Că e... L-am, na, și la prieten. L-am și la prieten și...
să vedem ce vreau să facă, pentru că nici nu știu. Că zice el că o să fie plictisitor, că uite, it's going to be hard, nu știu ce să zic. Hai să vedem ce vrea el mai exact. Vrea să facă hashtag-urile de la Doomsday sau? Am dau seama. Ce fac, nu mai zice nimic, hai să vedem unde e. Ce ar putea fi aici? Nu-mi dau seama. Aha, să zicem că facem Doomsday. Atul ăsta cu opresorul. Na, dacă n-aș fi avut tot de foc, stai că îl iau. Na, dacă nu l-aș fi ajutat pe băiatul ăsta să stau cu el, m-aș fi... Salut, Adrian! Uite, un pic pe GTA Online, na, m-am pus acum să ajut un... Mă rog, un prieten, am zis să... Mai ne pierdem timpul și noi pe aici, pe la Carmit, cu ăsta, cu update-ul nou și așa mai departe. Da, stai să vedem că... Mă, dacă am boală pe un om. One left, one right, and kill all the enemies. Ok. Hai să vedem dacă mai prinde pe asta e. Nu, asta e că nu dau unul. A, da, hai că m-am uitat asta deja. Da, mă, mergeam pe stradă și a venit el să... Ce-i drept, nu prea mai am bani. Chiar nu prea mai am. Sper să fiu ok. Mi-a pare că uneori microfonul se aude un pic prea tare. Mamă, Trax, nu, stai. Hai să luăm ăsta. Nu mai știu exact misiunea, chiar dacă i-am zis să stai acolo, știu că la un moment dat ajungem într-un hangar, e beznă și începe aia să tragă în noi, da. Aia, stau la mașina aia de la curse. Da, nu-mi place aia că ne grăbim acum. Putea să vină cu mine, era cu ăsta, da. Atât de asta n-a venit cu mine. Mă, dar atâta vorbesc, ăștia. Salut, Darius, salut, bine ai venit! Trebuia să vină cu mine totuși băiatul ăsta, da. Da.
N-aș putea să-i dau eu cumva mai încet. Hai să nu. Hai să vedem dacă mai am ceva snacks-uri și chestii, că nu știu. Mai am ceva. Hai să vedem, da, nu știu, mă tot gândesc oare să-l aștept și pe el. Hai că-l aștept și pe el. Bun, hai să vedem dacă putem să facem asta. You should have eyes on the Avenger now. Nu mai știu cu ce aprind. Trag bine și dacă mama de asta deja a murit, nu e bine. Și nici eu nu stau bine. Ok, hai că facem altcumva. Am murit ca ultimul nebun. Hai să vedem. Hai să dăm restart. Da, n-am înțeles cum a murit ăsta atât de repede. Ești cum a joc Hunter. N-apuc să-i zic să merg în partea dreaptă să-și ia cover. Asta e iurea. N-apuc să-i scriu. Să vedem. Nu înțeleg de ce. E mult mai greu decât îmi amintesc eu. What the fuck? Ok. Nu știu pe unde ar trebui să mă duc. Cel puțin... Să dă restart, n-am apucat să iau armură. Hai să mă gândesc pe unde să luăm noi cover repede.
Nu știu, poate să dau cu minigun-ul, nu? Oare ar fi o soluție? Parcă sunt, da. Să-mi bag pe cea aia de-i văd. Ok. Asta dacă stă pe loc, nu ajută cu nimic. Că s-a apuc să trec pe acolo. Bine mă că e geam aici. Să mă încarc. Ce tare trage. Nu cred că mai sunt. Nu cred că ei. Nu cred că asta a fost tot. Ce sunt? Mama, am murit. Da, e... Cum ai zis, el e destul de plictisitor și... Da, trebuie să o facem noi până la urmă. Ideea e că... Dacă tot murim și așa, îmi consum snacks-urile și e nasul după. Adică o să rămân fără. Și atunci clar o să trebuiască să dăm ori restart-uri, să avem mare noroc. Nu înțeleg de ce face așa. Bă, de unde a tras ăla de sus în mine? Nu-mi dau seama. Bă, ești nebun. Asta cred că trăgea în mine.
Da, ești nebun. Nu, nu-l văd pe ăla. Să le trage de sus, dar de unde mi-e frate? Mă uit în sus, trage de jos, mă uit în jos, trage de sus, e bine. Serios că nu-mi dau seama de unde. Ok. Nu, mă, și până acolo tot să mă duc? Ca să-i dau cap. Bă, nu. Să vedem. Am mai știu eu să cobor de aici? A, pe unde am? A, cred că pe aici. Da, pe aici. Am zis să nu sară, că poate mor și... A, asta e deja în... am înțeles. Și acum știu că mă putem pune undeva pe ăsta. It's unavailable, ok. Opa. No. Așa, ia să vedem. Dar dacă doar asta nu putea... Să nu mă-n dus. Ok. Îmi place asta.
mai știu, am făcut misiunea asta, să mă rog, heist-ul ăsta, l-am făcut, cred că acum, cel puțin un an, cel puțin un an. Și de atunci nu l-am mai făcut, că nu e că nu se merită, dar acum că a apărut că ai o perică și poți să faci un heist singur, nu. Nu mai are rost să faci asta. Nu știu dacă mai are nevoie de... Sau hai să vedem. Băi, ce s-a întâmplat? Aha, nimic. Curios dacă pare să aibă ceva viteză. Hai să vedem cum îl lasă jos. Doamne. Băi frate, serios. Serios. Aoleo. Bă, de ce, bă? Bă, puteam să-l pilotez eu dacă era, dar nu așa, mă. Bă, nu cred că ne mai dă să facem. Eu nu cred. Bă, ești prost la cap. Bă, sper să nu mai facem din nou aia. Hai că l-am luat, acum... Ok, bun. Pilotez. N-am văzut ce zis, da? Ce zis? Better if you drive it, ok. Puteți să fie gata deja. Da. E o chestie, na, de seama că nu e ca și cum aterizezi cu un elicopter din ăsta mic, un Sparrow sau ceva, dar... Na. Dar bine, poate omul joacă pe tastatură și atunci, da, într-adevăr, e puțin mai greu să aterizeze cu ăsta, dar... Na. Nu era fain să-i împuși pe... Nu știu, cred că... Cu ăla. Acum n-am putem să-i zic și la băiatul ăsta, bă, nu te ajut, că nu știu ce, dar am văzut că mai nimeni nu vrut să-l ajute, mai ales că n-am, suntem oarecum prieteni și... Nu, mulțumesc frumos, Andrei, că și eu ajut pe cineva, știi? Și eu ajut pe cineva să facă asta. Salut, Andrei, salut, bine ai venit. De fapt, am doi Andrei acum. Shot, Andrei. Hai să... mi le-a... Stai, mă. Deci așa trebuie. Și acum hai să le... Ok.
Bun, acum se mișcă prea greu față de cum era înainte. Hai, trebuie să mă duc un pic mai în față sau să-l las aici jos. Cred că merge și aici, nu? Da. Ok, bine. Nu că eu, sincer, inițial am vrut să mă duc să fac ceva curse. Și... Da. Între timp, cum zic, mă rog, băiatul ăsta să-l ajut cu misiunea asta, că nu putea să o facă singur. E un prieten, nu e român, dacă la asta te referi sau așa, e un băiat de la mine, din crew, știi? Da, n-am scrisese și pe Discord că nu pot să facă misiune și dacă poate să-l ajute cineva. Apropo, am uitat de o chestie. Imediat știu că e ecranul negru. Imediat... Mi-a căzut cumva live-ul. Cred că mi-a căzut cumva live-ul, nu? Puțin, pentru o secundă, două. Se blochează, da? Stai să... Da, știu că s-a blocat, dar nu... N-am înțeles de ce. Nu știu, să-mi spuneți dacă se mai blochează acum. Da, m-au ciudat. Măi, cred că setările le-am făcut acum. E adevărat, s-ar putea să nu fie cele mai bune, dar... uite, am... stai două secunde să-i scriu la băiatul ăsta. Da, l-am cumpărat. Da, hai că oricum o să... Am aud bine, n-am, mulțumesc. Da, repet. Da, uite, o să facem dacă e și ceva contracte. Na, ziceam de crew. Cam ăsta e linkul de la crew, dacă vreți să intrați și voi. În orice caz am și invitația de Discord în descriere, sper să nu fie expirat. Hai să vedem. Și legat de mașinile de la update ăsta, a expirat, ok. Aia e pe Xbox, da, nu e nicio problemă. Ok, bun, hai că mă uit acum. Știu că se blochează, dar încă nu știu cum să... Uite, hai că îți dau eu invite. Bine, asta e și pentru cei din crew, știi, dar... uite, o să las invitația atunci pe chat. Așa. Și o să o actualizez eu când apuc. Nu, cel mai probabil după live sau. Bun, hai să vedem ce mașină am eu.
Am de 20, că ăsta am mers la, la hangar acolo. Mamă, dar sunt și departe, stai așa puțin. Aolo. Păi hai să facem altceva atunci. Hai să ne luăm noi opresorul. You need something, huh? One of your rides? Let me know. It's on the way. Nu le șterg pentru că nu am de ce. Chiar și dacă pun ceva muzică, și îmi dă copyright, nu e o mare problemă, știi, pentru că nu e ca și cum îmi dă strike sau așa. E pur și simplu un copyright claim și când îți dă un mail, știi, îți spune că vezi că ai luat copyright sau așa, dar îți spune că vezi că e doar o atenționare, știi? Adică, în teorie, nu e neapărat că violez politica YouTube-ului sau așa, știi, să-mi dea strike. Mai sincer, acum că am ce să mă joc și mă joc în mod constant, o să fac mai des live-uri. Am făcut, ce-i drept, ultimul live a fost făcut pe canal aici în urmă cu o lună, cred. Dar m-am jucat 5M. Sincer, nu prea îmi plăcea și de asta nu am făcut mare lucru. Pentru că, în România, multă lume joacă 5M. Îți dăm roleplay și așa, de multe ori și roleplay-ul ăla e făcut... nu denigrez, o să nu se creadă că denigrez vreo platformă, da? Pur și simplu nu-mi place mie ceea ce se întâmplă 5M. Cel puțin în România, că dacă e să vorbim de serverele alea din afară pe NoPixel, unde trebuie să și plătești, nu știu ce e, membership, subscription, habar n-am ce ăla e, dar acolo trebuie să plătești ca să intri și pe lângă faptul că trebuie să plătești, mai aștepți și foarte mult până să intri în joc, știi? Dar acolo nu zic, acolo e frumos, e distracție, dar nu toată lumea apucă să intre pe NoPixel, știi? Mai ales că noi românii nu prea intrăm, din câte am înțeles sunt doar câțiva care au reușit să intre și să facă ceva acolo. Bun, hai să mergem direct la Autoshop atunci. Nici nu știu dacă mai am vreo mașină să prepar sau... și apropo de mașinile noi, mai sincer nu am două dintre ele. Nu am... adică nu am asta, am cumpărat-o, nu mi-a plăcut în mod deosebit, am vândut-o. Și nu am asta. Acum... se blochează live-ul. Că acum mie nu mi-e de notificări că cade sau ceva. Ia să vedem noi o chestie. S-ar putea să fie... uite, nu mi s-a întâmplat. Am făcut ceva curse, dar hai să vedem de ce oare se blochează. Hai să vedem dacă apuc să vând. Hai să vedeți și voi, ca să nu vedeți așa. Nu mulțumesc de like-uri, apropo, dar Mage îmi zice că se vede ok. Acum, eu vă cred că se mai blochează, uite. Aha. Deci e de la bitrate. Am înțeles, da. Ok. Bun. Păi ia stai să vedem dacă pot să rezolv asta fără să opresc live-ul. Dacă nu, o să-l opresc pentru foarte puțin timp până rezolve treaba asta. Dar hai să vedem. Aha, ok. Deci mie îmi zice că recomandă 4000. Dar e puțin rău. S-ar putea să se vadă mai pixelat. Aici n-am de unde să știu. S-ar putea să se vadă mai pixelat. Hai să vedem. Nu știu dacă merge acum.
Sper să fie ok. Ia, hai să facem noi o chestie. Luăm chat-ul și îl punem aici. Ups, așa. Și să-mi spuneți acum dacă se mai blochează. Am reușit să scad puțin bitrate-ul. Să-mi spuneți cum e. Deja mi-a dat kick, serios. Aici n-am fost afectat foarte mult timp. Să-mi spuneți acum cum o să fie, dacă se mai blochează, dacă se mai întâmplă ceva. S-ar putea, repet, să se vadă acum puțin mai pixelat, nu știu. Dar dacă într-adevăr se vede mai pixelat, atunci nu am ce să fac, nu. Calitatea atunci automat scade, pentru că în primul rând îți ia din calitatea YouTube-ul cu tot felul de chestii ce le au ei. Așa se întâmplă și la videoclipuri de multe ori. Dacă vreau să postez ceva, în mare parte eu, ca să se vadă cât de cât ok, ar trebui să randez în 4K. În fapt, stai că eu mă întrebam de ce nu am mașina, dar mi-a explodat un tembel. Morse Mutual. Da. I'll do my best. S-ar putea... imediat, stai că discutăm. Hai să las, uite, așa, game capture. Bun. Uite, hai că mă duc acum și vorbim. Bine, nici eu nu cred că știu absolut tot de aici, dar cât știu, o să-ți spun. În mare parte, uite, am o mașină unde o să pot să-ți arăt doar jantele, că unele sunt blocate. Bun. Stai numai să mă duc acolo să-i dau custom la mașină. Ok. Și acum, după cum vezi, dacă mă duc la wheels, majoritatea nu sunt deblocate. Însă, uite, dacă mă duc mai jos, sunt unele care sunt blocate și îmi spune că am nevoie de level 22, 37, mă rog, depinde. În funcție de nivel, deblochez câte chestii astea. Plus că la noile mașini sunt tot felul de... să vedem aici... livery... Mă rog, sunt tot felul de desene. După cum vezi, aici la mașina asta sunt... deblocate toate, însă la cele noi nu. Și atunci, noi practic ori putem pur și simplu să stăm în, să zic, în parcarea asta, vezi, în Garmit, ca să facem ceva level. Bine, nu o să fie foarte eficientă metoda asta, pentru că, îți dai seama, pur și simplu stai și nu faci nimic, nu o să primești foarte multă, să zic așa, nu o să primești foarte multă experiență, XP. Și atunci, mai sunt alte modalități, cum ar fi? În momentul în care eu cred că am făcut asta, hai să încercăm să vedem dacă merge, dar nu cred că mai merge. Poți pur și simplu să stunezi o mașină aici, știi, ca să primești... Mai după părerea mea, primești vreo 3-4, de fapt se umple vreo 3-4 bări din treaba aia de XP dacă tunezi o mașină. Și nu e neapărat că să o tunezi. Uite, îți dau un exemplu, eu îmi schimb plăcuța de înmatriculare.
Vezi, deci sunt $600, nu trebuie să dau foarte mulți bani. Mie nu mai îmi dă acum XP pentru că am făcut deja treaba asta, pe zi. Însă tu o să poți să faci. Și o să primești, repet, vreo 3-4 bare, o să ți se umple. Asta nu știu cât XP ar însemna, dar e destul. După. După cum știi, e treaba asta cu test drive-ul. Tu te vei putea... Salut, Cezar, bine ai venit. Tu, practic, vei putea să încerci, mă rog, aceste trei mașini, câte am înțeles o să se schimbe la un moment dat. Dar tu poți să intri pe traseu și, din nou, în momentul în care intri pe traseu, o să vezi că o să primești ceva mai mult XP. O să zic XP, na, chiar dacă e reputație, da? Hai să zic XP, că e mai simplu. Așa. Na, eu din nou nu am primit pentru că am făcut treaba asta. Tu, practic, pur și simplu te urci într-o mașină. De eventual mergi în 2 metri sau așa, că tu oricum vei primi acea reputație și poți să te întorci înapoi. Oricum, Porsche-ul ăsta mi se pare chiar fain. O să trebuiască să strâng și niște bănuți. Nu știu cât o să coste, dar bănuiesc că până în 2 milioane, ca să pot să-l iau. Bun, după, ai mai putea să mergi la mașină. Mă rog, asta în cazul în care veni cu vreo mașină, dar na, în general vii cu mașină. Ai putea să mergi din nou pe traseu cu mașina ta. Și atunci, în momentul în care intri în meniu, nu știu dacă ai controller sau te joci pur și simplu cu mouse și tastatură, însă na, ai cât zic de pe tastatură. În meniu, în interaction meniu, ai aici deci în meniu o să ai aici LS Car Meet și aici o să ai Time Trial. Controller. Nu știu dacă ai de Xbox sau de PlayStation, dar bănuiesc că știi să intri în meniu, că e gen butonul ăsta de aici ți-a pus apel. Da, păi și eu am de Xbox. Ok, bun. Și în momentul în care ales treaba asta cu Time Trial, mergi aici. Uite, vezi că spune să staționezi. Și în momentul în care apeși butonul să începi, o să primești timerul ăsta, sau mă rog, countdown-ul ăsta, cum e la fiecare cursă. Și pur și simplu tot o să trebuiască să iei toate checkpoint-urile astea, știi? Și în momentul în care, chiar dacă o faci pentru prima dată, tu vei primi o cantitate mare de rep, da, de XP. Și după cum vezi jos în dreapta, am current lap și personal best. Ei, în momentul în care faci cea mai bună tură, să zic așa, de aici, care ai făcut-o tu vreodată, din nou o să-ți dea XP, știi? Însă, bineînțeles, cea mai bună metodă de a face treaba asta e prin cursă, care, după ce o să termin asta, ne băgăm la o cursă ceva. Și acum, sincer, nu știu care e diferența dintre street races și pursuit races, adică diferența în general o știu. Adică, îți dă rep și, practic pursuit e gen Need for Speed, că îți dă wanted și vine poliția după tine și așa mai departe. Dar la street races, pur și simplu te întreci. Însă, nu știu dacă... mulțumesc frumos pentru... Mulțumesc frumos pentru subscribe. Acum, nu știu diferența, de fapt, nu știu dacă există diferență între cele două curse, adică nu știu dacă toate dau aceeași cantitate de XP sau, poate alea de la Pursuit, alea care îți dau Wanted, o să dea mai mult, pentru că, în teorie, ele sunt mai complicate, nu știu, hai că vedem acum. N-am apucat să fac comparație. Hai să vedem acum un street race. Și nici nu știu sincer
ce mașină se iau, adică sunt între Supra aia nouă și Toyota asta ce s-a băgat acum. Hai să vedem. Ce scuze, 2 secunde sună telefonul și... Și eu vorbeam singur. Da, am zis să-mi cer scuze că trebuie să plec puțin, doar că m-am fost sunat că în 10 minute o să trebuiască să cobor. Ce-au făcut băieții din spate? S-au lovit sau? Nu o să închid live-ul. Foarte posibil o să pun o chestie pe ecran, gen că revin imediat. Na, cât mă duc până jos să iau ceva, dar revin. Nu înțeleg cum de-au rămas ăștia așa în spate. Că nu e ca și cum sunt eu un șofer desăvârșit. Cred că trebuia să iau pe acolo, cred că era mai ok. Ah, sau nu? Nu era. Bă, dar așa, ne fi nimeni lângă mine, e mai plictisitor, adică înțeleg, ok, sunt pe locul 1, e mișto, primesc XP, dar... Ceva, provocări! Provocări nebune, da. Multe ori mă uit în spate că nu s-o obișnuit să fie ceilalți atât de în spate. Dar cred că s-au lovit între ei sau nu știu ce au făcut, că oricum plecase unul primul și el avea să dea în mine și până la urmă s-a răsturnat el.
Na, da, să zic, nu, cred că, na, conduc eu foarte bine, știi? Că, na, de seama, am avut foarte multe curse în care eram și pe ultimul loc din cauza că au fost tot felul de oameni ce mai mult... De fapt, nu știu, unii intră în cursă numai ca să intre în tine, știi, să te lovească, nu, să sunt... facă ei ceva sau nu. Nu știu ce au în minte, sincer. Orice explicație aș încerca să găsesc, nu cred că... Nu cred că am noroc. Să-mi dau seama exact ce au în cap, da? Na, mă rog. Plus că, nu știu, n-aș putea să zic că mă dau pe spate mașinile astea noi. În sensul că la curse, uite, trebuie să frânezi foarte mult. Unele abia virează. Nu știu ce să zic. Adică, ele, nu știu, pe partea estetică, arată bine. Pot să zic că toate mașinile, chiar dacă două dintre ele nu pot să zic că îmi plac. Dar chiar arată bine. Și... Na, cel puțin prețul, de exemplu, pe mașina asta, sincer, n-aș fi dat 2 milioane dacă n-aș fi aflat că e cea mai... Ups. N-aș fi dat 2 milioane dacă n-aș fi aflat că e cea mai bună pentru curse. Bine, 2 milioane pe lângă prețul pe care îl bagi să, na, să faci mașina full și așa mai departe, deci... Hai să zicem că e un total de, nu știu cât să zic, 2 milioane jumate, plus minus, nu știu. Depinde, că dacă vrei full să-i pui toate chestiile și la motor, gen chestiile alea vizuale, na, o să te coste destul. Nu, eu zic că am avut noroc cu cursa asta și uite, în momentul în care o să se termină, să te uiți, adică până atunci o să încerc să dau mai sus astea. Uite așa, stai că iar am sunat asta. Să te uiți în momentul în care se termină, pardon, scuze, cât rep am luat. Bun, îmi cer scuze, mă duc până jos și revin.
Gata, îmi cer scuze dacă a durat mai mult. Ok. Da, că a trebuit să mă duc până jos, că na, îmi comandasem ceva de pe net. Și în mare parte, curierii nu mai urcă până la tine și atunci, na. Imediat. Da. Na, bun. Să vedem. Da, uite, de să zic că nu contează pe ce, adică, mă rog, contează, dar ceea ce vreau să zic eu e că oricum participarea la curse, indiferent de ce loc ești, e cea mai rapidă metodă de a face mai mult XP, știi? Acum, na, e adevărat că poziția pe care te plasezi, na, cred că teoretic așa ar trebui să afecteze, na, oarecum cantitatea de XP pe care o primești, dar na. Am mai făcut, pentru că update-ul, na, nici nu știu de când a fost băgat, de acum 2-3 zile, dar am făcut ceva curse ieri, știi? Și uite, vezi? Și cu treaba asta cu cursele, dacă te plasezi pe top 3 timp de 3 zile la rând, o să primești da, deci nu trebuie să fii tot timpul, dar am, uite, imediat am 18. Ce vreau să zic, indiferent, stai, nu mai știu ce vreau să zic, legat de chestia asta, indiferent de ce loc te plasezi, nu știu, 1, 2, 3, după 3 zile în care ai participat la curse, uite, stai să vedem unde e, uite aici, deci, asta doar la Street Race, și dacă te plasezi în top 3, timp de 3 zile consecutive, da, deci nu contează, tu ai luat locul 2, mâine e locul 1, și păi mâine ești pe locul 3, dar la o cursă, știi? Indiferent că tu faci mai multe, știi? Tu poți să faci 100 de curse pe zi. Una să fie în top 3, timp de 3 zile consecutive, și tu, după a treia zi, când o să ai 3 din 3, la chestia asta, vezi unde am eu 2 din 3 acum, tu o să primești mașina asta. Deci îți dau un exemplu. Eu dacă mâine mai câștig o cursă pe locul 1, 2, 3, eu o să pot să iau mașina asta. Bine, chit că o am deja. Probabil o să o vând pe aia și o să păstrez pe asta, că na, sunt ceva bani în plus. Dar ca idee, știi? Adică tu poți să primești mașina asta. Și asta mi se pare destul de ok, știi? Adică, uite, e o modalitate de a primi o mașină nouă pe gratis, știi? Hai să vedem unde e ăla cu... cred că e în partea aia altă. Încă mai trebuie să mă obișnuiesc cu... da, uite. Tot timpul mă iau de pe RX-7-le ăsta albastru. Bun, hai să vedem. Da, eu mi-aș dori sincer... Să apuc să fac levelul 119, pentru că... dar sunt singur, serios.
Ce e asta? Ah, ok. Ok, nu mai sunt singur. Cred că o să se intre repede la... Da. No, hai să vedem. Da, cum ziceam, eu vreau să fac levelul 119, sincer, pentru că pe o mașină, e mașina aia de seamănă cu un Nissan 370Z. Adică, uite, mașina asta e un livery foarte mișto, știi, pe mașina asta și vreau să-l iau. Dar, repet, până fac eu 119, o să dureze ceva. Și de asta, dacă e problemă, mai facem 2-3 curse și mă pun și fac un contract sau ceva. Nu mai știu câte ture am pus, 2 sau 3. Aici, ok. Am zis că mă lovesc mai tare. De asta am observat că practic mașina nu o să vireze atât de bine și doar la curbe, dacă le iei cât mai ok, o să apuci să câștigi niște timp în plus. În rest, nu prea. Ok, deci am pus 2. Se cam apropie asta de mine. Sau? Nu. O să zic că ne simți că dat în el. N-am vrut să dau în el. Lasă în viteză de la slipstream. Na. Nasol. Hai acum. Mamă, dar ce fac băieții ăștia? Cred că mai e băiatul ăsta cu S2000 care a dat cu ea în perete de... Da. Hai să vedem cât rep iau.
Sau stai, n-am văzut arata deja. Cred că da. Trebuie să vedem, pot să dau una pe live. Ah, deci am făcut 18 și ceva. Cred că jumătate, ops. Hai mai facem una. Hai să vedem. Na, deja s-a ales. Și după mergem să vedem ce contracte avem. Oare să dau așa sau să mai așteptăm pentru 2? Hai să vedem. And how do you get DLC cars? Frate, le cumperi. Ca să zic, am scris cu o mână, că pe cealaltă am controlul. Atunci ar trebui să-și dea băiatul ăla update la... zi... update la joc. Dacă faci din astea, frate... Uret. Oh. Nu! Na. Ai, hai să vedem măcar locul 3 să-l țin. Dar cred că le-au și pe ăsta cu Soprano. Cred că o să apuc să-l iau. Da. Sau nu. Da, măcar mă să mențin locul 3. E ok și așa.
Aolo. Ok. Da, nu știu dacă o să mai iau pe acolo vreodată. Că unele scurtături sunt bune pe traseu. Am observat că nu toate. Uite-mă, ăla cu... nu e ăla cu Supra, care a intrat primul. Mă mulțumesc și cu locul 3. Sau 2, stai că... Acum sunt 2, a ieșit ăla? N-am observat. Sau s-o fi lovit? N-am văzut. E ok. Și așa, cred că mai am 20 sau 21 de curse pe care trebuie să le câștig ca să deblochez și ultima și ultima culoare, care e crom. Da, da. Vedem noi când se întâmplă aia. Când zici, uite, aproape mai o bară și fac 19. Da. Când zici 21 de curse, zici, noi nu știu ce, dar na, trebuie să le câștigi, știi? Adică acolo chiar trebuie să ieși pe locul 1. Ok, hai să băgăm un contract, să vedem ce avem. Cred că e un contract pe care nu l-am mai făcut niciodată, restul cred că l-am făcut pe toate. Sau nu știu câte sunt, nu știu dacă sunt 5 sau 6. Însă știu că e un contract sau hai să, nu știu, că practic contractele astea sunt mini heisturi, să zic așa, pentru că sunt două prepuri și, mă rog, heistul propriu zis. Și știu că la unul dintre ele te pune să jefuiești, cel puțin de când te-am văzut pe YouTube, 6 bănci. Și sunt curios cum ar fi aia cu poliția după tine. Acum nu știu dacă l-am. Nici nu știu de cât timp am live, ia să vedem. 85 de minute. Ok. Sincer, îmi place să fac live-uri pe GTA Online. Sincer, cred că practic pe asta o să se ducă canalul. Bine, de ce aștept așa mult? Adică... Oare iară să dea eroare sesiunea? Nu-mi dau seama. De când fac? Măi, sincer, nu, eu canalul îl am de... Nu știu să zic exact, de prin 2018.
de cred că de pe la jumătatea anului 2018. Și atunci jucam altceva. Am făcut live-uri cu Metin 2. După prin martie 2019 am făcut tot așa o pauză, știi? Și de atunci n-am mai postasem niște chestii, mă rog, ce aveau legătură cu ceea ce făceam în perioada aia, știi? În perioada aia jucam Samp. Dar, repet, au fost pauze destul de mari, știi? Și în urmă cu o lună am zis, băi, mi-am luat și un calculator nou, pot să fac acum live-uri mai ok, hai să mă apuc. Și am zis, băi, cu ce să mă apuc? Că nu pot nici să mă joc Metin, pentru că am jucat jocul la 12 ani, nu mai am chef de Metin. Am zis, băi, pot să mă joc League of Legends, însă sincer nu știu câtă lume s-ar uita la mine. Și acum știu că na, chiar dacă pe canalul ăsta sunt 560, cred, ceva de abonați, îmi dai seama că ei nu mai sunt activi pentru că, sau majoritatea din ei nu mai sunt activi pentru că na, unii și-au pierdut interesul, eu ne mai făcând live sau nu mai postând în mod constant videoclipuri. Și na, sunt, cum zic, sunt destul de puțini oameni, deci poți să spui că na, practic canalul va pleca de la zero, știi? Însă, na, cum zic, în urmă cu o lună am zis, hai să mă joc 5M. Nu mi-a plăcut mie foarte mult, nu înțeleg de ce aștept atât de mult, că dacă e închid jocul și opa. Hai mă că m-a auzit, nu? Da, cum zic, hai să mă joc 5M, știi? Am făcut 2-3 live-uri, nu mi-a prea plăcut mie atmosfera, sincer, știi? Nu pot să zic, unii oameni intrau, știi, au fost ok. Doar că nu mi-a plăcut mie foarte mult jocul și atunci... Na, nu e că n-aș fi făcut-o pentru oamenii care se uitau la mine sau așa, știi, dar... Na, nu mă simțeam eu ok. Și na, n-am mai avut chef, mă pusesem să fac altceva. Am și câteva videoclipuri. Eu practic imaginez că na, 5M e o platformă online și mai există și RageMP. Eu fiind programator, am zis, mă, hai să încerc să fac ceva. Știi, și am câteva videoclipuri pe canal, nu știu câte, 12, ceva în genul ăla. Cu tot felul de chestii, știi, dar la un moment dat m-am gândit și cu RageMP, băi, mie mi-a destul de mult timp să fac ceea ce îmi propun eu pe RageMP și atunci nu are rost, știi? Dacă e să fac ceva pe YouTube, hai să fac gaming, pentru că, na, așa îmi petrec și eu timpul liber, mă distrez, mă joc ceea ce îmi place, știi? Și așa mai departe. Nu zic, îmi place să lucrez și pe RageMP, știi, că acolo măcar știu că pot să fac ceva ce e al meu și na, pot să-l fac cum vreau eu, știi? Dar, repet, ia prea mult timp, fiind și singur, știi, să zici că mamă, frate, am o echipă și de fapt, stai că am zis că mă duc la Autoshop. Na, să zic că am o echipă și da, frate, lucrăm toți și iese ceva frumos. Nu, așa sunt singur și sunt multe chestii pe care trebuie puse și la punct și tot felul, știi? Na. De asta am zis mai ușor cu RageMP-ul, pentru că sunt singur, n-are rost să-mi bat eu atât de mult capul și așa în timpul liber prefer să mă joc și na. Bine ai revenit, Andrei. Da, treaba cu 5M fiind boring, acțiunile sunt într-adevăr destul de repetitive. Există posibilitatea ca
treaba asta cu roleplay să fie foarte interactive și să fie foarte interesantă și totodată să te și distrezi. Însă, având în vedere ceea ce fac, na, acum nu e că vreau să jignesc sau așa, dar în mare parte sunt copii care se joacă 5M, sunt destul de puțini adulți care într-adevăr fac ceva ca lume, știi, pe roleplay. Că în mare parte așa, te duci pe server, ce faci, domne? Bine, domne, ia uite, domne, cum stă, știi, e... nu știu, dacă ăsta e nivelul cel mai înalt de roleplay, nu mulțumesc, știi, adică prefer să mă joc altceva. Dar, repet, sunt și cazuri în care, sau mă rog, sunt unii streameri care fac roleplay de calitate, foarte mișto, știi? Da, acum e adevărat că acolo se folosește cel puțin un alt limbaj de programare pe care îl folosești pe RageMP și da, deci eu nu neg, Andrei, sunt convins că sunt copii care pot face roleplay, însă punând în balanță, vezi, și asta se întâmplă în mare parte și în viață, știi? Adică nu vorbim doar de jocuri sau de mediul online aici. În mare parte, sunt prea puțini copii și aceia care doar vor să se distreze, intră în tine cu mașina și te omoară și după te înjură. Adică, dacă e să pui în balanță copii care fac roleplay și cei care nu fac, e... știi? Na... ce cu mașina asta aici? Am înțeles. Opa, stai. Mi-a apărut ceva, dar... ah, să ies din... mă, ce cu mașina asta aici? Mă rog. Mie, dacă tot am venit aici și mașina asta... yeah. Hai să hai să reparăm și să o livrăm, zic. Unde e bronz? Da, unde e? Da, deci cum zic, sunt copii care pot face roleplay, nu, aici nu te contrazic. Bă, ce oribil arată mașina. Și de treaba asta cu Autoshop Service, să zic așa, că, și la treaba cu nightclub-ul, după cum știți, e o parte legală și bineînțeles cea cu supplier și așa, e partea ilegală. Cred că Rockstar s-a gândit să facă același lucru și aici, pentru că, na, oarecum asta e partea legală din Autoshop și... după sunt contractele care, na, jefuiești trenuri, faci tot felul de chestii.
Da, deci pe mașina asta, cât de zic, profit, am luat 20.000, cred. Hai să vedem dacă am de 40. Dacă am de 40, înseamnă că am făcut 20.000. Da, da. Repet, deci nu e un profit foarte mare, e... Nu știu, ar mai putea zice că e și inexistent până la urmă, dar... Na. Cred că astea sunt făcute mai mult de distracție. Hai să vedem. Și sunt curios dacă mai apare mașina aia necunoscută în Autoshop acolo. Mi-a părea la prieteni și nu știam. Dacă te referi la reputation, nu. Nu, asta e pur și simplu să-ți faci niște bănuți în plus. Și pe lângă asta, stai să ajung. Deci, cum zic, te ajută să faci niște bănuți în plus și... Na, nu știu câte locuri de mașini sunt. Cred că 9. Știu că în general ar trebui să fie 10, dar cred că sunt 9 aici. Uite, nu înțeleg de ce se încarcă așa greu, sunt chiar atât de full sesiunile. Bun, deci pe lângă treaba asta cu livrările, ce am făcut mai înainte, mai există și lista asta de mașini pe care, după cum vezi, uite, a noua, da? Deci penultima, pe Gassi Infernus. Un Infernus îl găsești și pe stradă, știi? Ăla, în momentul în care îl furi, poți să-l duci la docuri și din nou vei primi o sumă de bani. Suma asta de bani constă în 20.000 de dolari, știi? Din nou, nu e o sumă mare. Și nu e, na, până la urmă nu e mai nimic. Dar, repet, de distracție merge. Și după cum vezi, uite, tu o să-mi zici, băi, dar uite, un Italia GTO eu nu-l găsesc pe stradă. E adevărat, mașinile de genul, pe care nu le găsești în mod normal pe stradă, ele or să se spawneze aleatoriu pe harta. Înseamnă, harta fiind destul de măricică, să stai să le cauți, e ceva, știi? Dar, repet, asta o faci tu, cel puțin părerea mea, e că o faci atunci când ești plictisit și nu mai... N-ai chef de altceva, n-ai chef de grind, știi, nu? Să te duci să faci caia perico sau orice altceva, știi, ori, nu știu, te duci să livrezi ceva la bunker, la nightclub, la... Na. Ok. Deci, uite, ăsta, the bank contract, ăsta nu l-am făcut niciodată. Hai să-l facem. Hai să vedem. Nu știu, oare să pun și subtitrările? Că zice, ți-ar plăcea să spargi o bancă sau ceva de genul, cum ar fi să spargi 6? Da, bravo! We're gonna need just the right kind of explosives to get us through the vault door and a head start on 5-0. Lucky for you, I got you covered twice. Let's make it happen. Na, bun.
Așa, acquire thermal charges capable of burning. Ok. Și asta e install a device at each week bank that can temporarily broke the alarm system. Ah, ok, am înțeles. Da. Sunt ceva, mă, dar ar trebui să-mi iau opresor pentru că cu mașina am pierde ceva timp. Hai să vedem. Hai să vedem, deci aici e ceva chestie de, nu mai știu, dacă nu că iau bine aminte, ceva ce o să taie ceva la safe, la, nu cred că lacăt neapărat, dar hai să vedem. În mare parte, prepurile astea sunt, te duci dintr-un punct A în punct B, și din acel punct B, practic, te duci înapoi la Autoshop și aia e. Dar, cred că e ok, fiind doar două misiuni de genul și după mini heist, să zic așa, e ok. Acum, nu știu ce să zic de banii pe care îi primești. Mamă, ce e aici? Ah, ok, deci eu trebuie să fur, deci să înțeleg că trebuie să mă împuși cu toți ăștia. Oare ar trebui? Stai, da, ok. Aici cred că mor. Da. M-am băgat un pic Rambo acum la final. Dar nu-i problema. Mai trag și ăștia după mine. Băi, serios că mi-au luat. Băi, mi-au luat opresorul. Pot să merg cu asta? Bun, perfect. Are rata spartă, bravo, mă. Să vedem, pot să sun la Lester? Super. Măi, acum depinde, pentru că eu, într-adevăr, l-am pe cel mai scump și l-am full. Eu pe full am dat în jur de 4 milioane, însă, în teorie, tu n-ai nevoie de tot ce e acolo, știi? Eu te înțeleg ce zici, că ți se pare scump. Însă, repet, dacă e să iei aproape, de fapt, dacă e să nu iei ceea ce ți-am, ceea ce sugera eu, care ar fi acel car lift și, ok, hai că am scăpat de
Deci să nu iei al doilea car lift, pentru că Autoshop-ul vine deja cu unul, ca tu să poți să faci aceste mici livrări pe care am făcut-o la început. Ăla iar ar costa cam vreo 300 sau aproape 400 de mii. De ăla n-ai nevoie. După, staff members. Ăia la ce te ajută practic? Că nici eu nu știam, știi, că nu ne-am cumpărat. Da, na, mă rog, atunci aveam vreo 25 de milioane, am zis, na, nu contează ce bug, hai să fie full. Deci acei staff members în mare parte te ajută în momentul în care vrei să-i pui pe ei să facă livrare, știi, de mașină. În rest, staff-ul nu te ajută la nimic. Deci, din start, ai un minus de 770.000. Adunați cu acei, cred că 360 sau 380 costă car lift-ul ăla. Deci imaginează-ți că tu deja salvezi în jur de 1.100.000. Acum că, să spunem că vrei tu să-l customizezi nu știu cum, Autoshop-ul, mă rog, aia e alegerea ta. Însă, din nou, dacă tu crezi că dai prea mult, încearcă să pui acolo tot ce e mai ieftin. Și am impresia că într-un final vei ajunge la vreo 2 milioane și ceva, nu știu, 2.500.000 poate. Deci imaginează-ți că totuși e o diferență între 4.200.000 și 2.500.000, știi, sau 2.600.000, nu știu exact. N-ai cum să ved, de fapt, cred că mie o să îmi spună doar să-l renovez. Însă, mai e o variantă pe care Rockstar a pus-o la dispoziție. În momentul în care tu ai acel abonament Twitch Prime, vei primi un Autoshop gratuit și nu-l vei primi pe cel mai ieftin. Stai să se încarce și o să intru să-ți arăt. Hai odată. Hai să tot încarcă. Așa, bun. Deci, uite, tu îl vei primi practic pe ăsta. Ăsta e, da. Deci, uite, ăsta tu îl vei primi gratuit. Însă, hai să facem un mic test. Să spunem că tu îl vrei pe ăsta. Gen style-ul ăsta, care nu te costă nimic. Tint aici, da, îl lași galben. Emblema, mă rog, să zicem că pui pe asta sau o să nu pui deloc. Gen, dacă ai un crew, uite aici, staff members, da, uite, sunt 770.000, care nu o să te ajute. Deci ăștia poți să-i scoți. După aici la extra. Ăsta e bun în momentul în care îți dorești să ai spawn în Autoshop, înțelegi? Dacă nu vrei să ai spawn în Autoshop și ai, nu te interesează că tot te spawnezi altundeva, poți să-l debifezi. Uite, ăsta nu costă 300 cât am zis, deci 650.000 costă ăsta. Repet, ăsta practic, după cum vezi, e platforma asta, sau nu știu cum să zic, aia ridică mașinile în viața reală. Tu practic, uite, vezi că ce spune. A second car lift will allow you to repair two cars at once. Adică, al doilea, ăsta pe care îl cumperi, o să te ajute să mai primești o mașină de la un client, ca tu la un moment dat, să o repari, să-i faci nu știu ce și după să o livrezi. Asta în cazul în care vrei tu. Practic, Autoshop-ul vine cu una din asta automat. Și atunci, practic, tu vei putea plăti ceea ce cel pe care l-am eu, e 1.920.000. Dacă tu îl vrei pe ăsta, plătești 1.700.000 sau, uite, cel pe care l-am eu, e situat aici. Care costă 1.900.000. Deci, repet, tu nu trebuie să pui toate chestiile alea pe el, dacă tu consideri că nu-ți trebuie, știi? Și atunci, sincer, pentru 2 milioane, eu consider că Autoshop își va scoate banii, pentru că îți dau un exemplu.
eu deja, din contractele astea, am făcut în jur de 1 milion. Și nu am făcut nu știu ce pentru milionul ăsta, știi? E adevărat că în momentul în care ai submarinul, în momentul în care ai Cosatca, poți să scoți mai mulți bani. Da? Pentru că poți să faci și Caio Perico singur și, în general, în Caio Perico vei primi, nu știu, între 1.100.000, cred, și 1.500.000, da? Deci 1.500.000. Hai să zicem că tu vei scoate în medie pe la vreo 1.250.000. E adevărat, e mai mult. Acum depinde. Autoshop-ul eu consider că o să-și scoată bani în timp, știi? Pentru că imaginează-ți, ai chestiile astea micuțe unde faci un profit în jur de 20 și 40 de mii. Mai ai mașinile gen lista aia pe care poți să le furezi mai de 20 de mii de acolo. Și plus contractele care îți vor aduce în jur de 150 și 170 de mii, am impresia, per contract. Ceea ce zic eu că e ok, știi? Acum depinde. Dacă tu consideri că încă e scump, poți să rămâi la Caio Perico o perioadă, știi? Să poți să-ți faci ceva mai mulți bani și poți să-l cumperi după. Că asta nu e neapărat... cum să zic, nu e o necesitate, știi? Asta îl cumperi dacă vrei tu să faci niște misiuni noi în plus, știi? Că la Karmit acolo membership-ul e 50.000. Și în mare parte ai acces la aceeași lucru pe care pot să-l fac și eu în Karmit. Pe lângă asta, acum mi-am amintit, în Autoshop poți să-ți tunezi tu mașinile, știi? Deci poți să ți le tunezi direct acolo. Și în momentul în care deții un astfel de Autoshop... Hai că da. Ok. În momentul în care deții un astfel de Autoshop, tu vei primi un mic discount. Bă, de ce se trage în mine? Un mic discount. Nu te gândi că o să fie nu știu ce. Discount la fiecare component. Open the trunk of the Emperor. Ok. Trebuie să iau mai multe? Sper să nu. Ok. N-ai de ce, Andrei. Cel puțin, asta e ceea ce am înțeles eu din toată treaba asta. Aolo. Mamă, stai că... Mai bine luam eu opresorul. Cred că la un timp asta o să și fac. Mamă, stai că e și pe timp, acum văd. Direct, nu mai stăm la discuții. Ai, serios? Ai, cât timp pierd aici. Sper să nu trebuiască foarte mult când ajung la bancă să fac chestii, da. O să dau... Ok. Cred mai degrabă fur o mașină dacă nu mă lasă. 2 minute. Hai să iau primul opresor atunci repede. Am pierdut timp. Uite, nu m-am gândit că e... Trebuie să fac asta în 10 minute. Hai că deja am pierdut 2 minute. Sunt relativ aproape unele de altele, dar... Ce-am făcut și eu.
Doamne. Aoleu. Vezi, așa e când te grăbești și nu iese nimic. Că facem noi misiunea dacă e. Că ajungem. You need something, huh? When you arrive, let me know. O să aștept acum 20 de secunde. Ce fail am putut să dau? What? Păi dar n-a zis că vine 7 secunde. N-am înțeles asta. A crescut timpul. Ok. Să vedem repede. Dacă apucăm în 6 minute să facem tot. Dacă nu, îl mai fac o dată, ce să zic. The cost of the relative of the security camera is damaged or its vision can spot you planting the signal jammer. Păi și cum intru? Ah, e prin spate. Te o la muncă, mă. Ce faci, mă? Bă, am o întrebare, Alex. Cum mă aud? A, pauză de masă, corect. Da, nu, deci cred că o să mai refac eu odată misiunea asta, că... Ah, ok, mersi. Eu fac aici pe hatcher-ul. Aoleu. Bun. Și pe ăsta unde ar trebui să-l pun? Bă, stai puțin, ăsta unde trebuie pus? Înțeleg, dar... Măre, trebuie pe aici să intre... Da, mă! Aoleu, păi și cum intre în parcarea asta? Mi-am dat seama că... Te-am corupt! Da, nu, oricum mai am 3... M-am speriat. Cred că o să trebuiască să fac eu misiunea asta.
Da. Sau nu știu dacă mă lasă să pun doar la câteva. Asta nu știu. Adică o să-mi dea fail în momentul în care nu le pun pe toate sau... Sau pot să fac și așa, hai să vedem. Păi și ea zice ce mânci, ce bagi bun. Mazăre. Păi și ăsta bănuiesc că tot pe aici ar fi, a? Sau? O să pun. Ia să vedem. Ia că se aude deja cum bipăie. Ah, bun, și așa. Păi, cred că nu mă duc bine pe aici. Nu mai zic nimic. Jucăm la sunet. Bine, bă, hai. Baftă acolo, ceau. Poftă. Să vedem, poate apuc și la ultima să pun. E fail. Aia ce aiurea. Da, da, bănuiesc că aș fi avut timp. Da. Dacă știam că e... Na, trebuie să mă deplasez pe... Porțiunea așa mare. Hai mai repede, lansă-te jos, lansă-te jos. Bun, hai măcar să vedem, poate mă lasă cu 5 din 6, habar n-am. Că la unele chestii pe care le-am mai făcut la contracte te lăsa, chiar dacă nu îndeplineai toate obiectivele, da? Da. Uite, mission passed. Da, deci uite că m-am lăsat. Da, deci în mare parte doar, deci e o bancă pe aici, pe undeva, mă rog, deasupra orașului, nu cred că e chiar acolo unde m-a arătat, pardon, dar, da, cred că o să fie doar acolo o mică problemă. Uite, vezi, chestiuța asta, uite, asta e o mașină, hai că o să merg la ea, ca să vezi, și în mare parte, na, când mă urc în ea, o să-mi spună, bă, vezi că mașina asta e pe lista aia, două la docuri, știi? Hai să vedem ce mașină e. Păi, uite, mă gândesc eu că... Eu practic, na, cum ai zis, să pun acolo signal gemurile și nu știu ce, alea a fost doar ca să nu fie poliția alertată, în teorie, gen așa spune în story, na. Bănuiesc că, na, chiar dacă nu le pui pe toate, uite mașina asta dacă o fur și o duc la docuri, primesc 20.000. Da, repet, îți spun eu de ce te lasă totuși. Pentru că tu poți să nu pui niciunul. Dar în momentul în care te duci într-o bancă și furi, poliția să fie alertată. Și atunci să ai toată poliția după tine, e un pic nasol, știi? Și probabil de asta, că zici, bă, cât apucă, omul apucă. Dacă e să le pună pe toate, ok, dacă nu, da, e.
O să aibă el mai mult de zi, o să trebuiască el să-și bată mai mult capul la heist. Probabil asta a fost mentalitatea lor când au făcut prepul ăsta. Dar hai să vedem acum. Hai să vedem dacă doar la... Deci mie ce mi-a rămas? F, cred. Deci hai să vedem dacă la F se întâmplă ceva diferit față de celelalte. Vedem acum. Așa, rob the cash in the vaults of the Flisa Bank branches and deliver it to the client. Ok. Hai să vedem. Luăm și o armură că na, am rămas și fără de la chestia cu hangarul. Hai să luăm asta. Ei, dacă vrei, putem să facem, dacă vrei, te ajut. Mă, dar de ce se duce așa? Ok, go to... Deci, uite, în mare parte e asta pe care n-am prins-o. Hai să mergem la prima. Ah, și uite, vezi, pe hartă că apare gen un mic fulger și la asta n-apare. Probabil asta e toată treaba. N-am mai făcut de ceva timp casino, sincer. Știu că erau ceva, la un moment dat, ceva glitch-uri. Deci tu ești pe Xbox, am înțeles. Da, e o chestie. Nu, sunt de pe calculator. Da, nu e cross-platform. Da, nu, credem că ești pe calculator. Asta are supresor? N-are. Are? N-are. Doar ăsta. Hello. Ok. Hai să vedem. Da, e adevărat. Păi da, bă, s-a declanșat alarma, mă, ce Dumnezeu. Ah, doar ca să nu vină poliția, cred? Hai să vedem. Ah, uite de asta cum scrie jos. Deci uite, primesc wanted într-un minut. Ok. Hai să vedem unde e celălalt repede. A, dar eu, stai că acum văd, deci eu primesc oricum wanted. A, uite, asta e o chestie și că nici n-am bulletproof pe roțile astea. Deci e o treabă. Asta e o chestie. Sunt curios când o să vină poliția după mine, cum o să fac. Pentru că ea o să și tragă. A, probabil de-aia am și eu armele. De fapt am 3 stele, mă așteptam să am 4, 5. E ok. O să vedem repede. Dacă îmi trage în roată, s-a dus. Am impresia că poliția nu știe în mare parte unde mă duc și atunci am
puțin timp. Cred că despre asta e vorba, sau? Ah, da, hai că uite mașinile lângă. Și sunt curios, oare și intră după mine sau mă așteaptă afară? Că așa pot să iau cover și îmi pușc eu, da. Bun, hai, okay, ok. Am impresia că dacă o să-i împușc, sper să nu-mi dea mai multe stele, deci hai să încerc să omor cât mai puțin. Olo, mai n-am înțeles, mașina asta n-are frâne. Deci mașina asta efectiv n-are frâne. Așa nu... Ah. Vreau să zic că nu pornesc alarma, nu? Pare așa greu. E bine că încă nu mi-au tras în roți. Ască. Hai că n-a fost foarte rău. F-ul ăla e ieșit departe. Astea sunt cele mai nasoale, cred că au și F-ul, pentru că ele asta, distanță destul de mare una de alta. Să las aici în mașină. De ce nu merge? Ok. Tot apăsam E în continuu, da. Mai repet, nu pare atât de multe de făcut, de fapt.
Just one more bake and we can wrap this shit up, y'all. Nu pleacă asta. Bun, și acum hai să vedem. Olo. Ok, chiar că e de partea asta. Na, și hai să vedem ce se întâmplă la F, sincer. Că dacă e doar așa, că te fugărește poliția un pic și nu e, nu știu ce complicație. Am zis că trec printre, hai că... Salut, Sebi, salut, bine ai venit! Mulțumesc mult și de subscribe, Sebi. Sper să te simți bine aici. Dacă noi încercăm acum să jefuim toate cele 6 bănci. După cum vezi, și multă poliție. Hai să vedem. Na, cum zic, hai să vedem ce se întâmplă la F. Că n-am făcut treaba aia cu gemul. Da, unde e? Ah. Hai să vedem. Mai am jucat și 5M, nu știu ce să zic, cel puțin pe mine nu mă atrage foarte, foarte mult. Însă da, am jucat, da. Știu și despre ce e vorba pe acolo. Poate dacă aș avea un grup de prieteni cu care să mă joc 5M, cred că ar fi altceva, da, nu știu. Dar momentan... Nici prietenilor mei nu pot să zic că îi încântă prea mult 5M. Sau nici pe prietenii mei nu îi încântă, scuză-mă, nu știu ce am zis. No, nu mă puteam să... m-am dus prea în față, mă. Puteam să fug din stânga. Cred că e altă mașină. Deci pe aici, pe undeva. Hai, încercăm, vedem dacă rețin bine, dacă nu. Nu.
Nu mă vezi, m-a văzut, mă. Bă, nu cred. Ei, o să scap, dar... Să vedem că... Să vedem pe unde o luăm. Pentru că nu pot, în misiuni de genul nu pot. Uite, vezi? Da, nu pot, nu mi apare nimic. Vezi, el mi-a răspuns doar... Bine că sunt cu mașina asta aici, o fac barda. No. Ok. Hai că am reușit. Nu mai pot să mă duc. Știi ceva? Asta îl vreau. Bun. Nu că... Bă. Ok, iar aveam wanted. Nu că pot să scap destul de ușor de asta. Doar că na, pe mine m-au văzut atunci de două ori, na. S-a întâmplat să... Și acum, uite, o să scap. N-am mai problemă. Doar că na, mașina blocându-se acolo, nu, n-am vrut să merg pe jos. Nu știu, pe aici parcă trebuia să iau undeva. Bine, din câte am auzit oricum, GTA 6 va apărea în 2022-2023, am auzit și vorbe cum că ar apărea în 2025, acum, da, depinde, încă nu știm, dar, da, sincer, de seama că și eu sunt curios de ce o să fie în GTA 6, pentru că, na, e un joc nou, cu toții știm ce am văzut pe GTA 5, singura dezamăgire, adică să nu existe practic dezamăgirea ca GTA 6 să fie mai prost decât GTA 5, știi? Unii ar spune că nu se poate, eu aș zice că nu e imposibil, știi? No. Din câte am văzut, GTA 6 va fi sau va avea o parte din hartă și Miami, adică cea din Vice City. Acum bănuiesc că, din nou, o să fie harta mai mare, o să fie mai multe lucruri, dar, din câte am înțeles, va fi în Miami acțiunea.
ceea ce înseamnă, na, automat Vice City. Da, îți dai seama, și eu sunt curios de grafică, sunt curios de ce o să bage, sunt curios de ce or să poată să facă, cel puțin, hai să zicem, story-ul ca story, da. Mi-e place mai mult treaba asta cu online-ul. Failed to join job or activity, return to GTA online. Ce e asta? Eu sper că banii măcar i-am primit. Hai să vedem. A, da, uite. Ok, au luat ăștia 217.800 și am luat 160.000. E ok, de ce nu? Da, nu, deci, nu zic, însă, de asta zic, nu e imposibil, știi? Dar bănuiesc și eu că ar trebui să fie ceva fain, știi? Însă, oricum, până acum, toate jocurile online, să spunem eu că, na, pardon, toate jocurile online, scuze-mă, toate GTA-urile care, la care au fost făcute online, de exemplu GTA 4, din câte am înțeles, online-ul e aiurea rău la GTA 4. Acum, e adevărat, există Samp, nu pot să zic că e variantă de la Rockstar, doar, na. Ei, bucurii îți dai seama cum să existe și bucurile, na, asta spun și eu din experiență, bucurile o să le descoperi în momentul în care o să fie o masă foarte mare de jucători, știi, adică e posibil ca, de exemplu, nu știu, hai să zicem că au făcut ei un heist, da? Și să spunem că ei, de fapt cei de la Rockstar, îl testează cu, nu știu, 1000 de oameni sau 10.000 de oameni și să spunem că ei nu mai găsesc bug-uri. Dar în momentul în care îl scot oficial, na, ce faci, frate? Să spunem că îl scot în mod oficial, știi? Ok, revenim. În momentul în care îl scot în mod oficial și să spunem că îl testează 10 milioane de jucători, deja treaba se schimbă, știi? Păi cum am făcut? Am făcut în felul următor. Livrări la bunker, livrări la nightclub și mult Caio Perico. Care e băiatul ăsta care m-a omorât pe mine? Ce, avea ceva R? Uite-l pe ăsta, e la... În general nu e bine să fiți răzbunători, dar... Deja mă omoră destui și fără să le fac nimic. Și hai că eu dăm frumos. Nightclub-ul e bună în momentul în care ai active toate afacerile. Și hai să-i punem și un sticky bomb aici. Nu! Am vrut să dea în ale. Uite că n-a dat. Mă rog, nightclub-ul e bun în momentul în care ai toate afacerile cumpărate. Adică, bunkerul, să spunem că ai biroul, da, office-ul unde e special cargo și, de fapt, special cargo, pentru că vehicle cargo nu se pune. Hai că, uite, dacă e, mă duc acum și îți arăt. După, trebuie să ai bizurile de la MC, de la motocicliști, adică,
cea de afacerea de cocaină, metamfetamină, iarbă, cea de document forgery, asta nu știu, gen documente, să zic, contrafăcute și counterfeit cash, la fel, pardon, bani contrafăcuți sau ceva de genul. Sau, nu, falsificare de documente, scuze-mă. Imediat. Stai să mă bag și eu și... ce am făcut? Am dat la services. Ok. Repet, doar atunci ai in-night cubul bun, în momentul în care le ai pe tate și el, de ce să spun așa, cea mai bună afacere pasivă, pentru că mai sincer e un trebuie să mă gândesc puțin. Deci, în orice caz, cea mai bună sursă în momentul ăsta pe GTA, cea mai bună sursă de făcut bani pe GTA, e heist-ul de la Caio Perico. Pentru că, în primul rând, ai un avantaj. Unu, îl poți face singur. Îți ia în mare parte o oră, hai să zicem maxim două. Hai să zicem maxim două. Și primești în medie cam 1.200.000. Uite, eu am în momentul ăsta în depozit 917.000. O să livrez, însă mai aștept, pentru că e o chestie aici. După cum știți, sau nu, după cum știi, la treaba asta cu nightclub-ul, când a fost pus pe server oficial. Stai să-l caut pe Tony. Da. Deci a fost ăsta. Da, deci ăsta la un moment dat te-a sunat și ți-a zis și așa mai departe. Și acum e asociatul tău, na, la nightclub. El din livrarea asta, dacă eu o să vreau să vând, mă rog, produsele pe care mi le-a făcut nightclub-ul în valoare de 917.000, el va lua la fiecare livrare un procent de 10%. Deci, să spunem acum că eu am 917.000, el va lua 91.000 sau pe acolo, da? Și eu o să rămân cu cât? 810, 800, mă rog, depinde. Depinde, că dacă îl livrezi într-o sesiune cu mai mulți MC și CEO, o să primești un bonus. Dar mă rog, hai să zicem că nu există bonusul ăsta, eu o să primesc în jur de 810.000. Sau aproape de 820, mă rog. Însă, capacitatea maximă pe care poți să o aibă nightclub-ul e, sau mă rog, în bani zic, poți să ajungi până la 1.000.000, nu mai știu, 590 sau 690, cred că 1.590.000. Atunci ar fi full, adică toate barele astea ar fi sus de tot, cum sunt astea două. Ok, și atunci te gândești, bă, ok, dar ăla ia 10%. Tu dacă ai 1.590.000, asta înseamnă că el va lua 159.000. Nu e adevărat. După ce treci de $1.000.000, el va lua oricât ai tu, chit că ai 1.200.000, 1.300.000, el va lua 100.000. Adică după 1.000.000 nu se mai aplica acel procent de 10% și va lua doar 10. Nu se mai aplica acel procent de 10% și el va lua tot timpul, când treci de 1.000.000, va lua 100.000. Deci de asta, în mare parte, la nightclub e bine să vinzi produsele în momentul în care ai peste 1.000.000, ca acea parte de 10% să-ți revină ție. Pentru că, na, de la 1.000.000, 1.000.000, 10% sunt 100.000. După, nu-ți mai ia nimic. Adică, indiferent de câți bani ai avea, dacă sunt peste 1.000.000, el îți va lua 100.000 fix. Acum, legat de popularitatea nightclub-ului, ce să zic de asta, e ok, pentru că poți să ajungi să faci în jur de 70.000 odată la câteva ore, cred. Asta în cazul în care e popularitatea full, însă
Da, nu pot să zic că mă avantajează așa mult pe mine și de asta nu-mi bat capul cu popularitatea. Însă, la arcade, imediat ajungem, hai să mergem să luăm o mașină. În cazul în care vorbesc prea repede, poți să mă întrebi, că na, sunt destul de multe chestii de spus despre fiecare, știi, și s-ar putea ca nici eu să nu știu tot despre afaceri, știi? Hai să mergem puțin la arcade. La care, din nou, arcade-ul poate să aibă maxim în safe, gen, vorbim aici din nou doar de partea legală. Poate să aibă, cât? 50.000 poate să țină cel mai mult în safe. În momentul în care depășește 50.000 în safe, nu mai primești bani. Și aici, sincer, am impresia că în funcție de ce jocuri ai tu sau în funcție de ce chestiuțe ai tu pe aici, o să-ți dea mai mulți bani. Hai să vedem. Nici nu știu câți bani are chestia asta. Nu. Avea 20.000. Na, acum, nu știu, eu am cumpărat cam tot ce am putut să cumpăr la jocurile astea de, nu știu cum să zic, jocurile video sau, na. Am cumpărat tot ce am putut aici. Și încă o chestie care, după părerea mea, te ajută foarte mult. În momentul în care ai, nu mai știu exact, costă 800 și ceva de mii, în momentul în care ai banii, te va ajuta foarte mult, nu mai știu cum se numește, Operation Center. Uite, Master Control Terminal, ăsta. În momentul în care îl ai cumpărat, tu îți vei putea, îți vei putea verifica stocul la orice. Uite, la nightclub, la bunker, la, mă rog, aici trebuie să fie MC, deci uite aici e cocaina, banii contrafăcuți, weed, meth și așa mai departe. Ba chiar poți să dai source la o mașină, știi, în momentul în care vei să bagi în garaj, na, mă rog, ba chiar la hangar, poți să dai source sau sell. Pardon, ăsta e special cargo, pardon, ăsta e hangar. Deci, în mare parte, practic, treaba asta o să te ajute pe tine foarte mult ca să nu te mai duci până la hangar, să intri în animația aia, știi, când intră el în hangar, să mai stai puțin până apuci tu, practic, să intri pe calculator, să te duci aici la source, nu știu ce. Fii aici la arcade și doar apeși câteva clicuri și aia. Și în primul rând ești, na, să zic așa, în oraș, indiferent de unde ai arcade-ul, o să fii în oraș, nu o să mai fii la dracu la bază militară, știi? Na. Eu m-am gândit acum să fac o chestie mai nebunească puțin, însă am zis să-mi umplu toate afacerile, să văd câți bani fac. Am 5 depozite din astea mari, de 111 cutii. Da, deci 1, 2, 3, 4 și 5. Am astea. Vreau să-mi umplu garajul și, mă rog, tot ce se poate, știi, să fie full. Și vreau să văd câți bani scot. Așa, dacă ies să fac un calcul. Bravo. Deci pe depozit full la 111 cutii ar scoate în jur de 2.200.000. Adică, na, cam cu atât te-ar plăti, nu mai vorbim de cât bag eu
până să strângă cele 111 cutii, respectiv 555. Păi hai să vedem. Odată sunt 2.200.000, fără bonusurile pe care ți le dă sesiune. Asta înseamnă ori 11 milioane. La nightclub pot să primesc în jur de 1.500.000 pe acolo. De fapt, da, 1.490.000. Deja sunt 12 milioane. Da, deci ar trebui să fie pe undeva pe la vreo 20. 18, 19, 20 pe acolo. Da, acum e adevărat că o să necesite ceva timp. Nu știu dacă o să apuc într-adevăr să fac treaba asta. Mi-aș dori și totodată o să fac un video, na, și o să-l pun pe canal. O să văd acum. Da, da, cam asta mi-aș dori acum. Nu vreau să fac iluzii sau ceva, dar... Da. Did you forget about your patents? Ok. Hai să... nici nu știu ce să mai facem. Nu știu, mi-ar plăcea... să fac și ceva karmituri. Pentru că, na, eu am făcut un crow. Asta e, să vedem. Nu știu dacă pot să-l arăt pe social. De fapt, pe social club, gen aici. Ba da. Na, eu am făcut crow ăsta. Am făcut și, na, serverul de Discord care e în descriere. E, stai, tu liniștit că banii se fac acum. Deci, crede-mă că sunt multe surse. Na, eu am făcut, cum zic, crow ăsta. Și apuc să fac ceva karmituri, știi? În ultimul episod de pe canal am lăsat la final câteva poze, na, nu știu. A fost o chestie faină și mi-au plăcut tot timpul karmiturile, mai ales că sunt un pic sătul de grinding și așa ceva. Am făcut destul, plus că am jucat și pe Xbox. Măi, e oricum mișto, mai ales că n-ai noroc la casino să-ți dea gold. E fain. Adică, na, poți să iei mulți bani. Sau, na, mă rog, numai cash să nu-ți dea, poate să-ți dea painting, poate să-ți dea mai multe. Ok. Da, e adevărat. Na, până la urmă și eu mă joc cu controller de Xbox, deci n-aș fi nu știu ce, însă ceea ce e pe Xbox și na, nu e pe calculator în momentul în care ai un controller, e acel auto-aim. Pe care totodată nu poți să-l pui pe calculator. Hai să vedem, oare pot să dau la roată. Știu că oricum mașina aia nu mai apare pe podium, că deja am luat-o. Dar sunt curios, oare dacă mi-ar da încă o dată mașina? Ah, da. Dacă mi-ar da încă o dată mașina, gen la roată, oare mi-ar... A, nu, se mai pune? Wow. Mă trebuie băiatul pe care l-am ajutat. Hai să vedem. Nu știu ce am... Nu, așa, scuze. Hai să vedem.
trebuiau astea. Da, na. Hai, dacă tot avem fisele astea. Hai să mergem la Black Jack, măcar să pierdem ăștia 15.000. La noi aici. Nu știu, n-am înțeles niciodată aparatele astea, nu mi-au plăcut niciodată păcănelele, să zic așa. Is currently in use. Bă, ce se întâmplă? Ah, ok. Na, mi-a dat asta deja. Hai să vedem. Ah, 17. Ok. Băiatul ăsta n-are idee cum să facă asta de la casino. Aș putea să merg cu el, de ce nu? Hai să punem 3.000. Hai să vedem stand. Mă, a făcut 21 ăsta. Hai, băgăm o dată 5.000. De fapt, de două ori 5.000 și 1.000, în caz că pierd. Avem 9. Și a făcut ăsta 21, serios. Urât. Păi și ce să fac frate cu cărțile? Bă, iar mă. Asta nu-l rup. Hai, mai punem și 1.000 și aia. Și acum ar fi culmea să câștig, să-mi dea mie blackjack. Hai, mă, dă-mi o carte, dacă e mă. 18, ok. Mă, am câștigat și eu 2.000 din 13.000 pierduți. De fapt, 1.000 din 14. Okay.
Mă, dacă Fireman ăsta nu încetează și tot îi omoară pe ăștia de sesiune, am eu tancul. Mă, dar de fapt stai că nu pe aici ies. Ia că mă pare mai invitat băiatul ăsta. Hai să vedem, poate face un cazin. Că toate că nu mai știu nici eu exact cum se fac unele lucruri. Ok, o m-a dat deja start. Ok, hai să vedem. No longer have... Ah, cred că o să-mi dea invite. Ok. Sper să-mi dai invite, adică... Omul s-a băgat singur sau... Nu, văd că băiatul ăsta nu m-a mai invitat. Ah, probabil să fie să facă cu altul. Mi-a fost mișto dacă aș fi putut să fac curse și cu mașinile astea. Dacă e atunci o să opresc live-ul aici, că așa prea multe chestii momentan nu mai sunt de făcut. Și în orice caz, ori mâine, ori poate de seară, nu știu dacă apuc să mai fac live de seară, dar în orice caz mâine, cam tot pe la aceeași oră, nu știu cât e acum, uite e 4:30. Poate mâine pe la vreun 1-2 o să fac din nou live, tot pe GT Online, mai vedem ce facem, poate mai găsim ceva oameni cu care să ne jucăm, facem ceva,
ori hai, sper contracte, sau poate apucăm să facem un cai o perico, o să apuc eu să fac înainte toate, mă rog, toate prepările necesare. Uite, l-am omorât și că pe unul, da, deci clar e unul cu cod. Da. E, uite, asta e un pic nasol la calculatoare. Eu știu că pe consolă, na, probabil sunt ceva hacker probabil și acolo, dar cred că nu atât de mulți. Da. Că, uite, mă uit la ultimul, ce, nu știu dacă există mască din aia, habar n-am. Na, mă rog, în orice caz. Cam asta a fost live-ul. Sper că a fost mișto. Sper că am apucat să mai zic unele chestii utile. Și, ce zic, până mâine, numai bine, baftă. Și, da, ne vedem mâine. O zi faină. Salut! Salut, Andrei, de eu. Uite, trebuie să mergi, na, hai că apuc să merg, na, voiam să închid live-ul, dar uite, dacă ai nevoie, hai că mă duc eu până la Carmit. Bine că am apucat să văd întrebarea și n-am oprit live-ul. Imediat ajung. Ok, uite, am dat ajuns aici. Se încarcă. Da, nu știu, în general ar trebui să se încarce destul de repede treaba asta, dar aparent. În orice caz, în caz că nu ajung eu în timp util, e acolo un omuleț pe hartă, o să-l vezi cu, să zic așa, cu mâna întinsă sau ceva cu mâna în sus, ceva în genul ăsta. Însă, ca să fie probabil un reper mai ok, trebuie să te uiți după o Mazda RX-7 albastră. Deci după o mașină, trebuie să te uiți după o mașină albastră, stă unul cu spatele pe mașină, ceva în genul ăla, și sunt doi oameni tot timpul lângă el care, mă rog, cei că ar vorbi cu el, sau mă rog. Dar uite că se încarcă destul de greu și nu înțeleg de ce. Pentru că netul nu mi-a picat. Da, nu. Și nu înțeleg de ce nu se mai încarcă. În orice caz, hai să vedem, poate apuc să ți arăt. Stai numai puțin să vedem. Da, uite, văd că se tot încarcă pe GTA. Da, nu înțeleg, însă uite, dacă vrei tu să faci neapărat XP și banii, nu știu dacă ar fi cea mai bună soluție să faci curse. Pentru curse faci zi, aceste puncte de reputație. Hai să vedem. Races. Haide, nu înțeleg de ce pe mine, cred că s-a întâmplat ceva pe GTA, că era și un modder, probabil m-a făcut ceva cu sesiunea. Da, mă rog, în orice caz
O să ies de pe GTA Online, că oricum vreau să închid, însă uite, încerc să caut o chestie pe hartă, da, să țară, dar nu găsesc. În orice caz, în momentul în care ajungi acolo, să vezi un omuleț cu, nu știu, mâna ridicată, ceva în genul ăla. La ăla o să poți să pornești cursele. Stai să mai vedem. Auto start. Street races. At LS car meet. Uite, cam așa o să trebuiască să fie, cum e în poza asta. Vezi, o să trebuiască să-l vezi pe omul ăsta, hai să vedem, dar nu pot să fac mai mare poză. Na, ceva în genul ăsta. Și vezi, o să-ți apară aici sus, Street Races sau Pursuit Races. Aici o să fie gen, cum sunt alea de Need for Speed, știi? Deci, practic, o să primești Wanted în timpul cursei și o să te fugărească și poliția. Da, cred că asta o să facem și noi mâine, să vedem dacă afectează cu ceva cantitatea de reputație, de puncte de reputație pe care le primești. Ei, în orice caz, cam asta a fost și live-ul. You know, sper că am spus unele chestii cât de cât utile. Mâine, repet, în jur de 1-2, ne vedem din nou aici pe live. Mai mersi oricum pentru like-uri și pentru subscriberi. N-ai de ce, Andrei. Și, na, ce zic, o zi faină și ne vedem mâine. Salut!